Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. Invitați în platoul Informația TV de această dată sunt Ioan Opriș, președintele Organizației Județene APMP. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Romeo Nicoară, deputat PNL, bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Și Alexandru Horvat, consilier județean PSD, bună seara! Bună seara, bună seara, telespectatori! Domnilor invitați, stimați telespectatori, după cum se știe, sunt la modă propunerile de stors bani. Secretarul de stat care a propus creșterea mai multor taxe și-a dat demisia, în schimb, domnul Biriș. Ministrul Culturii a propus o taxă pe veniturile televiziunilor și operatorilor de internet care să meargă la cinematografe. Altcineva propune o taxă pe meniul anunț care să fie folosită pentru restaurarea monumentelor istorice. Guvernul pune în practică adunarea de bani pentru cumpărarea sculpturii lui Brâncuș. În fine, un parlamentar se aude că pregătește o propunere ca alegerile să fie organizate luna august, când se întorc românii din străinătate și atunci n-ar mai trebui să voteze în străinătate, ci să vină să voteze acasă. Sunt o grămadă de propuneri. Domnule Opriș, dumneavoastră, ce părere aveți? Vrea guvernul să scoată bani din piatră seacă? Va reuși sau nu? Din ceea ce ați prezentat dumneavoastră acolo și din ce am mai citit și eu, din mass media, aceste sunt niște propuneri puțin aiuristice. Cele de ridicare de taxe făcute de secretarul de stat din guvern, neasumate de inițial de ministrul de finanțe, vin și sporesc fiscalitatea, ceea ce noi nu dorim să se întâmple. Deci nu dorim noi taxe, noi impozite. Mai mult dorim să se restrângă acestea, să se reducă, tocmai pentru a putea crea premisele dezvoltării economice. Știm că atunci când fiscalitatea e mică, dezvoltarea economică este bună. Și colectarea taxelor existente este bună. Și atunci ridicarea taxelor și impozitelor, inventarea de noi taxe și impozite, duce la evaziune fiscală, la stagnarea dezvoltării economice și tot felul de alte probleme. Astfel că taxele acestea nu-și mai au rost în plus. Și așa noi avem, nu știu, peste 100 și ceva de taxe pe care le plătim. Au mai fost scoase câteva dintre ele, cele cu taxa de timbru pentru... Mă rog, da, asta e raportul Comisiei de Tăiat Hârtii. E ideea Comisiei de Tăiat Hârtii din cadrul Guvernului să mai taie taxele care reducerea le plătesc birocrației. Reducerea birocrației a fost chestiunea asta, dar când un membru al guvernului, că putem să-i spunem la un secretar de stat că membru al guvernului, vine cu alte propuneri de taxe și impozite suplimentare, nu e bine. În ce privește taxele propuse de Ministerul Culturii, noi plătim pentru Radio TV fiecare, la odată cu cu factura pentru curent, plătim o taxă. Ei, ar trebui să se destuleze din aia, fiindcă... Și totuși TVR-ul e în faliment. Ei, tocmai asta mi-ați luat ideea. Da. TVR-ul și radio-ul sunt cu probleme financiare foarte mari. Și asta nu datorită nouă celor care le dăm banii, ci datorită conducerilor de la aceste instituții publice, de la aceste posturi de mass media publice, finanțate din bani publici, care nu gestionează bine fondurile, fiindcă tot timpul sunt numiți acolo oameni pe criterii politice, nu sunt oameni numiți oameni care pot performa. Chiar am văzut un articol în presă în care arăta că au niște salarii fantastice, dacă peste 10.000 pe lună și altele. Atât parte din conducerea radioteleviziunii și publice, cât și cei din consiliile de administrație a celor două instituții. Și atunci asigur că banii se duc aiurea și noi plătim, iar cei care gestionează fac ce doresc cu ei fără să respecte, să aibă respectul pentru banul public și fără să aducă televiziunea și radioul la un nivel de performanță cum sunt cele private. Cei privați văd că nu intră în faliment. Bine, au și ei probleme, unii dintre ei mai au probleme, dar se descurcă, iar publicitatea pe mijloacele audio-video este destul de puternică și la radio-televiziunea română.
la fel ca și la cele private. Așa că ar trebui să gestioneze mult mai bine fondurile, plus ceea ce mai câștigă, astfel încât să poată contribui și la Ministerul Culturii cu parte din veniturile care le adună. Da, nu se trebuiască să... Nu se trebuiască să se inventeze noi taxe. Parte, da. Da. Domnule Nicoară, există un dedesubt pentru demisia domnului Biriș de la Finanțe, Secretarului de Stat? Da, aici e o chestiune mai amplă din cât înțeleg eu. Nu sunt pe deplin lămurit cu ceea ce s-a întâmplat în zilele astea, așa, cu acest proiect de modificare a codului fiscal, o propunere fulger care a venit, a ieșit public și a și dispărut imediat. Cineva trebuia să răspundă pentru asta, iată că a răspuns Secretarul de Stat Biriș. Din lectura, e adevărat, sumară pe care am făcut-o asupra acestei modificări, acestei propuneri de modificări, acolo reies și alte lucruri care încă nu sunt destul de cunoscute, dar trebuie lecturate și trebuie aduse în lumină publică. Deja apar tot mai multe informații despre conținutul proiectului de modificare a codului fiscal. O chestiune, cred că am observat un lucru. Prima dată acest proiect a fost dat în circuitul de avizare interministerial de o direcție din cadrul Ministerului. Nu era procedura corectă de a fi dat de o direcție. El trebuie asumat de, la nivel ministerial, cel puțin secretar de stat, cum s-a spus aici, ca să fie trimis spre avize din celelalte ministere. Un secretar de stat se apucă să facă modificări la codul fiscal și ministrul de finanțe nici nu știe? Acolo nu știe lucrează ce are departamentele de specialitate. Ministerul oficial a negat că există acest proiect și că există această propunere de modificare, dar iată că ea a fost trimisă dintr-o direcție spre aviz. Evident, a fost stopată după presiunea publică care a apărut și, într-adevăr, există câteva propuneri de modificare a contribuțiilor de asigurări sociale și contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, CASE-ul de fapt și CASS-ul, care nu sunt atât de drastice, după cum am văzut eu, așa cum au fost prezentate de presă. Acolo, în schimb, nu s-a vorbit foarte mult de un alt lucru. Acolo există un punct în textul de modificare care se referă la așa zisa, așa cunoscută amnistie fiscală, unde se scrie că există, se acordă o perioadă de, mi se pare, de câteva luni, vreo 6 luni, până anul viitor, undeva în martie, pentru a se declara averi care sunt acum necunoscute fiscului, averi mari, amnistie fiscală, cum s-a mai făcut și în alte state europene sau în Statele Unite. Adică să se declare sume care sunt, care există în circuit economic și sumele care nu se declară până la termenul care este dat de proiectul de lege să fie impozitate cu 75%. Undeva în martie 2017 am înțeles că era acest termen. Cred că asta a generat o stare de, nu știu cum să o denumesc, undeva în niște cercuri, pentru că acest proiect a fost brusc oprit și închis, tot subiectul a fost închis. Evident că noi am mai spus asta și în declarații publice și liderii noștri naționali au spus în declarații publice, nu susținem creșterea impozitării pe muncă, creșterea impozitelor pe angajat sau pentru angajator. Nu susținem acest lucru, dorim ca aceste lucruri să fie făcute după analize temeinice și judicioase și nu acum, în perioadă de precampanie electorală sau în campanie electorală, când știm totdeauna când lunile premergătoare... Domnul Biriș, din ce partid provedea? Da, nu știu dacă are partid. Nu încurajăm astfel de modificări, mai ales a codului fiscal acum, în această perioadă, pentru că intrăm într-o logică electorală în foarte scurt timp și se aprind spiritele în țara asta, cum știm foarte bine. Cel mai bine de făcut aceste lucruri sunt de făcut undeva după ianuarie. Și revin. Probabil că... Dar nu de guvernul... De următorul guvern. Probabil acel punct care a trecut puțin neobservat cu amnistia fiscală, poate că acolo au fost mai multe blocaje și poate de acolo provine și starea asta de tensiune și, mă rog, s-a închis acum subiectul. Da, domnule Opriș, dumneavoastră sunteți și întreprinzător privat. Credeți că țara ar duce-o mai bine dacă ar fi taxele mai mari? Eu? Da. Eu aș vrea să mă duc un pic în spate și să vedem ce împinge guvernul să facă și să ia aceste măsuri. Pentru că e împins de ceva. Bun. Este clar că ne ducem spre un deficit bugetar. Este clar. Știe toată lumea.
deși ne-am luat niște angajamente față de Uniunea Europeană și față de Fondul Monetar Internațional că vom stăpâni și guvernul Ponta chiar a făcut până la 3%. De ce s-a ajuns aici? Pentru că luăm niște măsuri, chiar dacă s-a supărat cineva pe mine, ăsta nu este guvern tehnocrat. Un guvern tehnocrat cred că trebuie să ai pretenții. Deci luăm niște măsuri care vin ca un bumerang asupra populației. Că de fapt te vin, își termină treburile, și-au făcut CV-ul, și-au plecat, au fost miniștri un an de zile și chiar nu-i mai interesează. Pleacă la Bruxelles sau unde au fost. Sau lângă cei care au susținut sau cei care au propus pentru această funcție. Deci ăsta ar fi un aspect. Deci s-au luat o grămadă de măsuri și nu s-a calculat deloc impactul care îl are asupra economiei și asupra bugetului. Și m-aș duce rapid ordonanță de guvern pentru majorarea salariului magistraților. S-a făcut, deși nu este o lege. Poate este bine, poate acei oameni sunt îndreptățiți, dar este un efort bugetar. S-au făcut ordonanțe de urgență pentru învățământ, pentru sănătate. Da, domnule, este în regulă, trebuie să le facem. Dar hai să vedem de unde, cu ce acoperim, este clar când îi dau la domnul Sălceanu, de undeva, din ceilalți trei care muncim și aducem plus valoare acestei națiuni, trebuie să ori să muncim mai mult, ori să aducem mai mulți bani la buget. De unde? Asta e un alt aspect. La fel, sau cu indemnizația copilului. S-au demonstrat că este o greșeală? Păi, în primul rând, ca echitate. Dacă dumneavoastră aveți un copil sau oricare cetățean, nu se poate la unul să-i dai miliarde, pentru că nu are nevoie de miliarde acel copil, că este un copil. Și la unul care, știu eu, dintr-o familie săracă și-o câștigat și maică s-a 12 milioane, 13 milioane, da, și eu îndemnizații de înțeles. Și ne dăm seama că avem nevoie de bani. Și atunci trebuie să facem ceva, să avem bani. Pe de altă parte și respectivul domn care câștiga foarte mult a plătit din da, suma plătit care un an de zile. Da, sunt de acord să nu plafonăm, dar nu putem merge până la o limită maximă în așa fel încât vrea românul. Românul dacă putea să câștige 5 miliarde, 5 miliarde o făcea. Deci nu avem noi cultul ăsta, domne, a bunului simț. Domne, uite, e greu și într-o firmă privată, deci exact. În firma ta e greu să-ți dai salariul așa de mare. Îți de acord cu dumneavoastră. E greu. Dar și înseamnă că a contribuit un an de zile și va lua 2 ani de zile. E acolo s-a luat pe câștigurile totale. Da, declarate. Bun. Și n-au fost numai asta e un asta totale, este n-a fost numai din salarii. O problemă care împinge guvernul să ia acest măsură. Este clar că caută. Nu sunt de acord. Și așa știm cu ce se confruntă presa. Toată lumea știe, și guvernari, și parlamentari, și absolut toată lumea, și noi să știți cu câte lucruri, de ce să mai punem în cumbire? Abia reușește să-și facă o emisiune, să vândă un ziar, să păstreze echidistanța. Știți, momentul când nu ai stabilitate financiară, inclusiv presa apelează la alte lucruri și atunci trebuie să fie aservită. Ori iar ne dorim din nou acest lucru. L-am ascultat aseară deși nu mi-a fost foarte simpatic domnul Biriș, chiar am avut o antipatie față de dânsul, l-am ascultat foarte atent pe un post de televiziune și a spus foarte clar. Proiectul cu care dânsul a venit, îl cunoștea doamna ministru, deci au avut discuții, au spus foarte clar. Bine, trebuie să cadă un cap, cum se întâmplă în România, totdeauna. Dacă cineva greșește, nu contează dacă cel care a greșit plătește, dar cineva de lângă trebuie să... Deci au spus clar că nu este, trebuia să... erau chiar o relaxare fiscală în anumite puncte și se dorea ca și cel care angajatul să perceapă foarte clar cu câți bani contribuie și el și angajatorul pentru a primi salariul minim pe economie sau salariul pe care îl primește de la întreprinzătorul privat. Vis-a-vis de ce spunea domnul deputat, clar că și eu aș fi de acord și unele state au apelat la acea amnistie fiscală în așa fel încât toată lumea să-și scoată veniturile la lumină. Deși 75% e cam mult. Nu, și eu zic că... 76% era pentru nedeclarare. Penalizarea pentru nedeclarare. Pentru nedeclarare. Să fie un pic mai forțată chestiunea, să vii cu... Și dacă ar fi o sumă mult mai mică sau penalitatea să fie de 20% sau 15%, eu zic că unii oameni de bună credință care la început, știm cum au fost vremurile înainte, nu-i contra acum, care se simt un pic că ar putea fi ușor deranjați, ar veni domnule și spune, uite, am 5 pare de apă, am declarat până acum numai 1, 2 vi le dau dumneavoastră, rămân și eu cu 3 și sunt curat. Eu cred că... și atunci, cine are veniturile ascunse? Cetățeanul simplu? Nu are cetățeanul simplu, l-au cei care
sunt și au pârghile, nu? Și atunci au făcut presiune pe domnul Biriș. Bă, tu ești nebun? Credeți că nu i-o fi spus cineva? Pentru că cine au sumele mari de bani care s-au ascuns? Cine face evaziunea? Cine face evaziunea? O fac cei care cunosc și au pârghile. Aici sunt problemele. Cei care sunt la putere. Așa, și de plătit, taxe plătim toți. Eu sunt de acord să plătim taxe. Dar, domne, să plătesc pe afacere, să plătesc pe muncă, pe salar, să plătesc pe proprietate, să plătesc pe dreptul intelectual și cam atât. Pe ce să mai plătim? Pe aer? Pe ce să mai plătim? Că oricum colateral plătim pe o grămadă. Nu ne ajung. Să fie 10 taxe, domne. Deja ba, o să punem sute de taxe, cum zicea și domnul Opriș, și nu le putem plăti. Și atunci ce am rezolvat? Păi, fiindcă, domne, dăm 10 milioane. Păi, dar nu pot să-ți dau numai 5. Fă-mi un impozit de 5 milioane, că atâta este potențialul cetățeanului român și a întreprinzătorului. Revin la o propoziție. Sunt care vor să calce pe bec neapărat. Bun, să meargă să-și facă fiscul, să-și facă datoria, să meargă să-i controleze pe toți. Nu e o problemă. Revin la o parte inițială a propozițiilor exprimate de domnul Horvat, când spunea că nu e bine să punem atâtea impozite și taxe și pe economia privată și pe nimeni în țara asta. Așa este. E bine să nu creștem fiscalitatea și să nu încercăm să facem rost de bani prin taxare sau suprataxare. Noi nu susținem acest lucru, dar uite că asta provine, părerea mea, dintr-o mentalitate veche în România. Tot impozităm și toate guvernele de-a lungul timpului, din ultimii 20 de ani, au tot introdus, au tot mărit, au tot inventat taxe noi pentru a-și face rost de bani la buget. Dar ei se pot face, ei pot fi adunați și prin alte metode. Cum s-a mai spus de multe ori aici, prin combaterea evaziunii fiscale, dar realmente combaterea, adică prin măsuri, prin reglementări de lege reale și impuse și urmărite pentru a fi sigur că se pot colecta banii aia. Printr-o chestie de genul acesta, amnistie fiscală, de exemplu, prin conformare voluntară, dar aia înseamnă educare și înseamnă iarăși alte chestiuni. Reducere de taxe. Reducere de taxe. Conformare voluntară. Sunt și alte metode prin care poți să faci rost de bani așa este, dar la noi merge foarte greu acest lucru. Foarte greu. Și cei din economia privată știu cel mai bine ce înseamnă să ai taxe sau să stocrească și la un moment dat să te blocheze. Și să nu le poți plăti, că până la urmă acolo trebuie deja politicile să fie prietenoase față și de în primul rând față de mediul privat și apoi față de restul contribuabililor. Tot pe subiectul ăsta, nu este normal ca prin ordonanțe de urgență să se modifice legi, cum e codul fiscal, bineînțeles. Lege organică. Aceste ordonanțe de urgență care vin cu reglementări pe legi organice, dar și pe legi ordinare, dacă nu se demonstrează clar urgența, atunci ele nu trebuie aprobate în Parlament, trebuie respinse. Normal, orice modificare pe lege organică, cum e și asta, trebuie să treacă prin Parlament. Vine guvernul cu inițiativa, o depune în Parlament și sănătate. Nu o face de la sine putere, o aplică, după aia ajunge în Parlament, poate se aprobă, poate nu se aprobă. Dacă se aprobă, e ok până la urmă că a fost discutată, dar dacă nu se aprobă, ce se întâmplă? Se revine cu măsurile de la data când s-a aplicat ordonanța? Nu e ok. Și atunci nu e bine să se mai depună atâtea ordonanțe de urgență, să se facă modificări legislative prin ordonanțe. Probabil că asta un pic e exces și a fost excesul tuturor guvernelor, reglementări pe ordonanțe de urgență și nu se respectă nici prevederile constituționale, fiindcă acolo spune clar, se modifică prin ordonanță de urgență legislația ordinară, nu cea organică. Haideți să vedem ce propune un alt deputat PNL, senator, pardon, PNL, propune ca șefii din ministere și autorități să fie numiți direct de partide. Deci, adică să se facă lumină, pentru că oricum numirile astea sunt pe criterii politice. Da, pe încredere, spune, pe încredere personală. Pe încredere personală, dar adică un lider de partid are voie să numească în teritoriu șef de instituții sau liderul de partid din, cum ar fi domnul Romeo Nicoară, are dreptul să numească pe directorul direcției silvice și să se facă lumină. Da? Dar sigur că acești oameni nu vor mai fi funcționari publici, foarte clar. Ce sunt numiți pe criterii politice? La urma urmei, secretarii de stat sunt numiți politic, nu? Da. Așa sunt, cum a fost. Sunt numiți către primul ministru al țării. Da, dacă premierul e tehnocrat, mă rog, dar de aceea v-am și întrebat despre domnul Biriș. Simplu, dacă domnul Biriș avea cumva coloratură politică. Nu știu.
Nu cred că are, nu are, e întreprinzător privat. În fine, deci e vorba de secretar de stat, dar coboară ideea aceasta până la instituțiile din de concentratele din județe. De concentratele din județe. Bun, dar propunerea asta este aberantă. PMP-ul și, de fapt, și înainte, unde am fost în celălalt partid care a fuzionat cu PMP-ul, nu a fost niciodată asemenea propunere. S-a militat pentru depolitizarea instituțiilor publice și se susține în continuare până la secretarii de stat, inclusiv numiți politic, iar ceilalți numiți pe niște criterii de performanță și conform standardelor de ocupare a funcțiilor publice, funcțiilor contractuale și așa mai departe. Pe profesionalismul pe care îl manifestă ei în activitate și nu pe încrederea personală a unui ales politic care ocupă la un moment dat o funcție de deputat, o funcție de ministru, de secretar de stat, fiindcă e aberant. Chiar dacă domnul senator îndulcește puțin și spune de niște criterii, spune de studii, de alea, de alea, dar tot nu este în regulă această chestiune să se ocupe funcții care gestionează bani publici pe încredere personală, fiindcă toate acele persoane vor fi la mâna politicianului care la un moment dat sau în alt moment va avea niște interese politice, de exemplu alegeri sau nu știu ce, sau niște interese de grup a celor care l-au susținut ca să acceadă în funcția aleasă sau în funcția anumită, și atunci sigur că toate aceste persoane care ocupă niște funcții publice în județe sau, eu știu, în ministere, vor face ceea ce li se spune de către o singură persoană, nu ceea ce ar trebui să facă după lege sau după norme, instrucțiuni de funcționare a unui anumit aparat administrativ. Da, domnule, dacă îmi permiteți să completez acest lucru. De acord cu senatorul? Asta vreau să spun și eu. O asemenea abordare lasă loc de foarte mult subiectivism, evident. Foarte mult subiectivism în numirea oricăror persoane. Eu vă spun foarte sincer și foarte deschis aici că nu sunt de acord cu acest proiect inițiat de domnul senator, dacă nu mă șer, Volosevici, da, de la Prahova. Mai mult decât atât, chiar astăzi sau ieri, colegul nostru, liderul de grup al grupului senatorial PNL din Parlament, domnul senator Popa, a și spus foarte clar că grupul senatorilor PNL nu va susține acest proiect când se va ajunge la votul în comisie și nici la votul în plen. Pentru că nu e, pur și simplu nu e corect să faci această chestiune. Aș spune, chiar dacă e coleg de partid cu mine, e prea populistă această propunere, lasă loc de mult subiectivism și ce ar trebui făcut pentru numirea acestor directori, ar trebui făcut concurs, cred că eu, prin care să testeze aptitudinile manageriale ale fiecărui candidat la X funcție, pentru că acolo e nevoie de performanță, că ne plângem de lipsa de performanță în multe instituții, nu avem aia în multe domenii, și dacă punem pe criterii de prietenie sau cu metrii, cred că nu, credere poate personal, o nimerim, da, poate credere personal, da. Poate uneori o nimerești că ai un bun, dar totdeauna într-o mare de propuneri pot să apară. Sigur, și ce înseamnă încrederea personală? Înseamnă un om apropiat, da? Un om apropiat. E foarte clar. E un om apropiat. O departajare și o selecție pe bază de competență profesională, cred că e mult mai potrivită. Da, dumneavoastră, domnule Horvat, vi se pare că până acum directorii au fost numiți cum trebuie, adică au ocupat funcțiile nenumiți politic? Dacă vorbiți, vedeți din exterior. Cum asigur că sunt și membri de partid. Dar bună, nu sunt de acord cu acest proiect, dar are o latură, cum să zic, de a scoate la lumină anumite lucruri. Să fie foarte clar, orice partid, în momentul când ajunge la guvernare, încearcă de sus până jos să-și numească și să-și impună oamenii. Că o recunoaștem noi, că nu o recunoaștem noi, este problema noastră. Că am promovat, că nu am promovat aceste lucruri, clar le-am făcut. Oricare partid, PDL, PNL, PSD, oricare au fost de-a lungul timpului, PNCC, de-a încercat să-și ducă oamenii de sus până jos. Într-un fel, au și spus, domnule, pentru a ne creuna și ne-a impune programul de guvernare până la ultima structură, este de înțeles că trebuie să ai oameni care să fac acele lucruri și să ia acele măsuri care le impune programul de guvernare. Ar fi o chestiune normală. Dacă toți
cei pe care am numit politici, s-au numit și se vor mai numi, domnul Sulceanu. Și telespectatorii știu chestia asta. Spune că de mâine nu o să se numească numai secretari de stat. Haideți, lăsați-mă că nu va fi adevărat. Încă vreo 50 de ani în România. Oricât ne-am spune noi de frumos și le-am îmbrăcat. Așa va fi și orice guvern va încerca să-și impună oamenii până la cea mai mică funcție care poate să se ia decizii. Adică până la măturător? Se ia decizii. Nu, cred că e o normalitate ceea ce descrieți. Cred că nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Sunt lucruri care le-au făcut acum. Ce să... Nu face... Dar asta înseamnă că nu trebuie să perpetuăm astfel de lucruri. PNL-ul nu face pentru că nu e la guvernare. A, deci asta e la guvernare, la guvernare locală. Nu, să ajungem la guvernare. La guvernare locală. La guvernare locală, dar vorbeam de directori de deconcentrate, cei care țin de ministere. Păi și aici sunt direcții și instituții. Cât timp o să fiu aici în guvernarea locală, o să susțin această ocupare a funcțiilor pe criterii de competență? Bine, mă bucur, mă bucur. Și o să vedeți asta, o să vedeți acest lucru. Aici este. Deci, faptul că ai legiferat această chestiune, până la urmă, nu ar fi un lucru atât de grav. Important este cum partidul și-ar numi oamenii prin competență, adică dacă ar crea o competiție în partid și-ar merge oamenii pe competențe, până la urmă n-ar fi nicio problemă, pentru că toți membrii de partid, de la ultimul până la cel mai mare din fiecare formațiune politică, sunt oameni să zicem că partidul ar putea multe, organiza multe la nivelul, pregătire. La București ar putea organiza concurs pentru postul de director la o anumită instituție. La șomaj. Și da? Ar putea face concurs și vin toți. Ar veni din toți, să zic, peneliști sau pesediști sau pebepiști din județ și ar da concurs. Până la urmă, tot prin concurs ar trebui să facă... faptul că n-ar fi funcționar public... ar avea acces la membrii de partid. Faptul că n-ar fi funcționar public și mi s-ar părea normal să nu fie funcționar public, pentru că are niște drepturi și nu poți să-l scoți din sistem. Și-a terminat guvernul mandatul, ți-a luat strețuca și ai plecat. Vezi, ai performat sau n-ai performat. Dacă ai performat, sigur se va gândi noua formațiune politică care conduce la nivel de județ sau la nivel de niciun țară, director n-am să... auzit să fi renunțat la funcție, exact. După ce a plecat partidul lui. A făcut orice a putut să rămână în funcție, a mai cochetat cu stânga, după aia a mai cochetat în dreapta, eventual merge în alt partid. Față. Exact. Da, deci, niciun caz. Schimbă partidul. Este că s-ar legifera un pic și nu s-ar mai apela la acel trafic de influență care face ravagii. De practic, are și o latură bună. Oricum se fac presiuni pe numiri politice, să fie clar. Și oricum se vor face. Dacă nu va face domnul Nicoară și cred că nu va face la nivel de județ, o să se găsească alt colegi de-a dânsului care o să facă. Nu o să facă niciun coleg de-al meu. Adică nu mi se pare nici mie nu normal. Nu ne acuzați de intenții. Premierul de poate asta din PNL. Păi da, dar da, eu sunt în PNL. Trebuie să-mi apăr colegii din PNL. Nu mi se pare normal nici mie. Premierul poate numi secretar de stat, dar un șef de la județ nu poate numi directorii. Parlamentarii pot să treacă dintr-un partid în altul, fără să fie sancționați autoritățile locale, aleși locali n-au voie. Am mai discutat asta și de mai multe ori am mai discutat asta și aici în studio. Este o chestie constituțională. Da. Acolo trebuie modificat ca să nu mai treacă. Asta ar fi foarte bine să nu mai treacă, să nu migreze dintr-o parte în alta, fiindcă atunci când se duce și cere votul electorului, îl cere pe un anumit program politic, îl cere pe o orientare politică și atunci dacă își respectă orientarea până la capăt, poate și realiza aceste lucruri. Dar dacă se schimbă funcție de interesul personal de la un partid la altul, atunci sigur că nu va avea succes. Niciodată schimbarea clasei politice să vină și alți oameni în față și vin tot migranții. Pleacă de aici colo și ca să rămână în funcția de... Sunt primari care spun că nu prea contează din ce partid ești, ci contează tu ca persoană, cum ești văzut tu ca om în comunitatea în care trăiești. Așa, într-o comunitate mică. La sate, la comune, să zicem. Persoana respectivă este văzută, este apreciat cât de bun gospodar e, este apreciat dacă a realizat ceva în mandatul în care a fost anterior primar sau în mandatul de consilier. Sau dacă n-a fost ales local, vede ce a realizat acasă la el, că îl vede. Dacă are unul curtea plină de bălării, sigur că lumea nu îl apreciază pe ăla, îl apreciază pe cel care îl vede bun gospodar și așa mai departe. Și atunci ăla va avea până la urmă succes. Bine, aici intervine, cu toate că se spune că foarte mult contează persoana, dar contează și partidul, fiindcă partidele mai vechi pe piață au și structuri și au și persoane care au rămas în...
instituții publice, în administrația locală, în școli și așa mai departe, și acele persoane merg pe direcția partidului și astfel că și partidul contează mult, chiar dacă se spune că persoana contează, dar să spunem că este 50-50%. Numai în localități în care un partid, un primar cu apartenență politică n-a performat deloc, numai acolo nu are așa mare importanță partidul, când vine un contracandidat care se vede că este și foarte bun. E, da, trebuie să schimbe. Deci e aparatul schimbe de partid. De multe ori partidul nu schimbă. Avem și exemple și în zona noastră, așa că nu e nicio problemă. Referitor la discuția despre numiri politice, vi se pare normal ca un șofer de 24 de ani să ajungă directorul unei societăți din subordinea unei primării, de exemplu? Ce experiență are? Ce a făcut până atunci? Ce experiență de management are? Cum știe să conducă? O fi dat concurs, domnul... Păi, posibil. Și atunci, haide să nu mergem pe încredere personală. Eu înțeleg, da. Încredere personală e foarte mare în șoferul tău, că ăla te aduce, are în mână viața ta, are, cunoaște multe despre tine și adică poate să spună. Da, e încredere personală, dar nu e bun pentru a conduce, adică, o societate. Până la urmă, tot așa funcționa sistemul, da? Tot pe încredere personală. Dar nu e acest okay. Senator liberal vrea să scoată vrea la lumină. Să scoată la lumină, dar de ce să, mai bine să legiferăm invers? Adică să, într-adevăr, să meargă pe concurs, să se stabilească niște criterii de ocupare a unor posturi importante, unde ai nevoie de experiență. Ai nevoie de experiență în domeniul respectiv, ai nevoie și de experiență de viață. Poți să ai experiență, să spunem, 2 ani într-un domeniu, dar e prea puțin să conduci o societate, de exemplu, cu un 200 de angajați și cu un buget de 10 milioane de euro, nu? E prea puțin, zic eu. Mai ales dacă nici n-ai lucrat într-un domeniu unde ai luat singur deciziile. Dacă ai fost și ai luat decizii, să spunem, 5 ani, ai condus o firmă privată care ai ridicat-o de la 3 angajați la 100 de angajați, ai performat atunci, da, pe domeniul respectiv. Atunci sigur că ești bun și acolo, că vei face treabă. Dar dacă nu, să-mi fie cu iertare, nu merge. Încrederea personală are o limită în domeniile astea. Da, domnul Horvat, vreau să spuneți. Nu sunt tocmai la extrem așa acest lucru cu încrederea personală, pentru că poate să participe la un concurs un tânăr de 25 de ani care din punct de vedere teoretic este foarte bine pregătit, ia concursul în dauna unui de 45-50 de ani care are o experiență bogată oricum la 50 de ani și pregătirea necesară. Și atunci nu poți spune că și ăla e angrenat politic și asta la să zicem că nu. Merge și demonstrează și lucrurile acestea se văd în diferite instituții, demonstrează după un an de zile că este un eșec și instituția pe care o conduce sau este subordonată nu face performanță. Deci lucrurile sunt împărțite. Oricum și partidele, să nu spună, încearcă să-și scoată ca și candidați. În momentul când scoți candidat, încerci să-ți aduci oamenii cei mai buni și cei mai performanți. Într-adevăr că uneori datorită relațiilor interumane, de apropiere, de diferite funcții din partide, mai scapă și câte un șofer, da, poate și ăla să sau fie bun. Secretară, sau secretară, care ajunge deputat domnul, la 23 exact. De ani. Dar, oricum, și în celălalt sistem, să nu spunem acum, avem pleada asta de miniștri tehnocrați. Păi, uitați cât s-au fost schimbați. Când a venit domnul Cioloș, mandatat, domnul președinte Iohannis, cei mai buni, cei mai drepți, cei mai cu state la Bruxelles, Uniunea Europeană. Și s-a demonstrat, că 9 din acei miniștri n-au făcut performanțe, de ce au schimbat. Și mai sunt ceva secretari de stat care plătesc colateral. Deci, aici este. Ori, foarte buni miniștri au avut și PDL-ul, și PNL-ul, și PSD-ul. Miniștri care au performat. La fel, și miniștri care nu au performat am avut. Datorită proaste lor pregătiri, datorită lipsei de curaj, datorită sprijinului pe care l-au avut sau nu l-au avut din partea partidului, datorită factorilor economic sau factorilor externi. Deci sunt lucruri multiple unde nu poți să performezi. Un director are nevoie de sprijin politic, domnul Nicoara.
Dacă un director, este numit, dacă are nevoie, dacă un director deconcentrat este numit, este pus în funcție în baza unui concurs, în urma unei testări profesionale, în mod normal, într-o țară normală, n-ar avea nevoie de sprijin politic. Ar trebui să-și facă munca lui de manager al acelei instituții, indiferent de domeniu economic, agricol, silvic, sănătate, cultură. Ar trebui să-și facă meseria așa cum trebuie și să nu existe ingerințe politice peste el. Evident, am spus, într-o țară normală. Încă România n-a ajuns la un asemenea grad de maturizare politică. Vă dau un exemplu. Un director are toți directorii să fie profesioniști. Un director are nevoie de un sediu. Sediu se distruge. Are nevoie de un sediu și merge la minister. Ministrul e din alt partid și cere bani pentru renovarea sediului. Ministrul îi dă sau nu? Normal ar trebui să-i dea. Evident că ar trebui să-i dea bani, pentru că își duce la îndeplinire politicile sectoriale din acel minister, indiferent care ar fi. Se poate să se întâmple acest lucru. Dar nu e normal. Dar nu e normal să se întâmple. Deci depinde cât de insistent e. Nu e normal să se întâmple acest lucru. Ar trebui să se întâmple exact curat, să fie susținut pe domeniul său, ministrul X, să-și susțină se întâmplă cum se întâmpla la subordonații NRP, din județe. Așa se întâmplă la NRP. Exact. Dacă ai 100.000 de euro de spăgubiri, o să iei peste 5 ani. Dacă ai 5 milioane, iei mâine, că vorba azi 5 milioane. Așa se întâmplă. Da, nu știu. Bine, acum depinde foarte mult și de managerul ăla. Dacă el are un program de management foarte bine pus la punct, un program de dezvoltare și insistă, până la urmă obține. Dar chestia e că nu trebuie să stea pe loc și să spună, a, am fost odată, nu-mi dă. Trebuie să insiste și atunci până la urmă va obține, fiindcă el merge pe temei legal, nu merge pe spusele cuiva sau pentru că așa vrea el. Sunt niște pași de urmat, de exemplu, spuneați de sediu. Da, ăla are o durată de folosință, după un anumit timp are un grad de uzură, trebuie cuprins în planul de reabilitare și așa mai departe. Și atunci, dacă se ține de acest plan și demonstrează clar că este necesar să se facă chestiunea aia acolo, poate să meargă și până la prim-ministru. Care e problema? Dar este pe picioarele lui și nu depinde politic de nimeni și atunci se duce și solicită ceea ce trebuie să-i se aloce pentru localitatea de unde este el. Bine, acum sigur că la primarie e altă situație. Acum un primar spunea că nu mai e nevoie de sprijin politic, pentru că dacă ai proiectul tău, merge, mai ales când este vorba de fonduri europene, aici prea puțin poate interveni politicul, să zicem. Dar când e vorba de PNDL, asta a fost problema. Trebuie susținere. Pe mandatul trecut, fiindcă tot ce vedem noi, că e blocat acum drumul județene și urmează să fie și niște proteste destul de puternice, s-au făcut proiecte pe PNDL, deci nu pe fonduri europene, cu toate că din 2014 e măsura de, nu știu exact numărul, că nu sunt specialist, dar este măsura pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii regionale, ceea ce înseamnă drumuri județene și intrajudețene. Bun, dacă se aplica pe acea măsură și se făceau proiecte pe măsura respectivă, sigur că erau mult mai puțin bani și de la bugetul local și de la bugetul național și acolo nu se mai puteau amâna atât de mult începerea lucrărilor, nu se mai puteau face, eu știu, atâtea contestații și așa mai departe. Pe proiecte europene, dacă ne uităm câte achiziții publice s-au contestat, o să vedem că foarte puține. Deci extraordinar de puține achiziții publice pe fonduri europene au fost contestate. Cele mai multe, peste 90%, sunt contestate cele pe fonduri locale și fonduri naționale. Așa că, haideți să trecem pe fonduri europene, nu mai rămânem blocați pe PNDL ca să depindă de cineva ales politic sau numit politic, să dirijăm și fondurile care le avem pe proiecte europene. Bine, primarii din localități, dacă ne uităm, sunt foarte multe localități unde drumurile comunale arată extraordinar de bine. Poți să circul pe ele fără niciun fel de probleme, dar în schimb, până ajungi acolo, mori. Sigur că, da, dumneavoastră vă referiți în primul la drumul de Homoroade. Nu numai, Andrit Tiream, sunt alte drumuri. Gelu Tăjnad, supur Jurtele cu Hododului, supur Rahova Babsa. Sunt foarte multe drumuri județene care suferă, exact altele, cum le prezintă. Toate drumurile județene. Dar înăuntru în comune sunt drumuri
Păi asta zic. Da, ca în palmă. La standarde bune. De singurul drum județean este, așa zisă, strada, autostrada Oașului, care a fost făcut, acum 3 ani parcă a fost finalizat sau când, în rest nimic. Nicăieri nu este un drum județean care, pe care se poate circula. Am trecut da, peste am înțeles toate. Că nici, da, nici drumul de Hunorade nu va fi făcut anul ăsta, pentru că merge se va termina undeva la începutul iernii toată da, este contestat la curtea de Hunorade. Este contestată procedura de achiziție, nu, mai multe chestii. Și atunci haideți să mergem pe fonduri europene, alea nu le contestă, fiindcă acolo știu că nu pot face șmecherii. Merg pe proiectul de... Dar asta e partea a lucrurilor. Drumul județean nu poate obține un drum, un drum județean nu poți obține finanțare europeană. Cum să nu? Pe programul de dezvoltare a infrastructurii regionale, care a început, finanțarea lui a început în 2014. Este, se poate vedea în ghidul finanțărilor. Asta e partea mai tristă. Infrastructură regională. Mergeți în Bihor și o să vedeți că drumurile județene toate sunt foarte bine puse la punct. Am fost și în Bihor. Și treceți în stânga. Ce nu e, ce nu e bine pus la punct este, de exemplu, drumul național care vine de la Deva la Beiuș-Oradea. Pe ăla se lucrează de 5 ani. Dar, în schimb, drumurile județene, poți să mergi cu ele, poți să mergi pe ele cu 200 pe oră, numai să ai grijă în localitate. Da, numai să nu depășești viteza legală. Da, corect. Da. Vedeți, domnul președinte a subliniat un lucru pe care l-am mai spus aici de atâtea ori. Asta este adevărul. În Bihor am avut o guvernare liberală la nivel de județ până acum 2 luni și s-au făcut lucrurile foarte bine. Am avut și în Sălaj o guvernare liberală, am avut guvernări liberale și în alte județe, s-au făcut lucruri. Cu regret constatăm că în Satul Mare n-am avut parte de asemenea chestiuni până în iunie anul acesta. Eu îmi doresc din suflet să performăm în acești 4 ani care urmează în, cum a zis și noastră, în guvernarea locală. Să facem și drumurile județene, și din fonduri naționale, și din fonduri europene, să nu mai avem problemele pe care le-am avut până acum, că le știm cu toții. Da, o problemă, domnul deputat, nu asta este, adevărul, vina, nu este vina fostei conduceri județene că acest proiect este, din păcate și din nefericire pentru cei care urmează să folosească acest drum, este contestat și noi chiar în ultima ședință de Consiliul Județean, având în vedere că... Da, ați discutat despre proiectele astea. În soluționarea contestațiilor este un aviz favorabil, eu, părerea mea, și începe la treabă cu firma care a numit o instituție care se ocupă de acest lucru și în procesele să-și vadă de treabă, având în vedere că sunt bani alocați. Ce să tot așteptăm? Hai să avem curaj. Trebuie să avem curaj, domnul deputat. Bine, dar nu vreau să trebuie să aveți o sentință, nu lucrați așa numai pe lângă lege, da. Te contestă, nu ai cum. Asta foarte clar câștig de cauze unei firme. Nu s-a apelat la fonduri europene pe de o parte, pe de altă parte că s-au licitat loturi foarte mari și atunci, licitându-se loturi mari, cum e și municipiul Satu Mare, s-a contestat tot lotul, toată lumea stă. Asta e o problemă foarte mare. Trebuia să facă altfel, să apeleze la alte fonduri și atunci contestațiile erau mult mai puține și se putea lucra. Ați avut aici mai multe emisiuni în care reprezentanții Consiliului Județean au explicat aceste lucruri și v-au spus cum stă treaba și va mai dura un pic probabil până se închid procedurile acestea, din păcate, și se vor apuca de lucru. Dar nu pe lângă lege, așa cum ați încercat să... Pe lângă lege nu poți. Nu, dar așa sublinea domnul Horvat, că hai să spunem, nu contează, hai să spunem drumul. Nu pe lângă lege, ci doar în baza legii. Normal. Dar o problemă cu fondurile sunt și la Ministerul Afacerilor Interne. Petre Tobă a fost pus oficial sub urmărire penală, sigur că nu pentru fonduri, ci pentru că a refuzat declanșarea procedurii de declasificare parțială a unor documente. În fine, la Ministerul Apărării, la MAI, e o problemă cu lipsa de transparență în administrarea fondurilor. La fondurile operative s-au constatat că s-au făcut cumpărături, cum ar fi căsuțe de păpuși și cărți din ediții de lux. S-au cumpărat căsuțe de păpuși cu nisipar și topogan în valoare de 7.000 de lei, cărți de joc, darți cu săgeți, arcuri de tir, plase de tir, mingi de volei de 4.000 de lei, bandă de alergare, în fine, stilouri de 13.000 de lei. Ce spuneți, domnule Opriș, de aceste cumpărături? Bine, eu nu sunt acum în domeniu, fiindcă am lucrat mai de mult, sunt de o vreme nu mai lucrez,
dar fondurile operative știu că erau destinate pentru altceva, pentru acțiuni, pentru tot felul de chestiuni speciale prin care se puteau descoperi activități infracționale, nu pentru a cumpăra asemenea bunuri care sunt mai mult de distracție sau de agrement sau cum să le spunem, și așa că probabil e o încălcare că altfel n-ar fi scos-o în evidență. Asta înseamnă că cineva s-a jucat cu acele fonduri, a făcut ce a dorit, nu a fost controlat cum trebuie și a dispus de ele după bunul său plac, ceea ce nu este normal. Acele fonduri sunt destinate, au o destinație precisă, se justifică într-un anumit mod, presupun că este o regulă prin care cheltuirea acestor bani se justifică, și atunci, venind cu justificări de genul ăsta, ceva nu e în ordine. Există, domnul Nicoară, există un dedesubt la afacerea asta? Nu-mi dau seama dacă este un dedesubt sau nu este un dedesubt cu dezvăluirea acestor cheltuieli pe care le-a făcut, am înțeles că DIPI le-a făcut, da. Nu neapărat acest departament de informații din cadrul Ministerului de Interne, de fapt, departament de informații de protecție internă. Dar ceea ce răzbate de aici este necesitatea, în opinia mea, este necesitatea transparentizării acestor cheltuieli publice, fiindcă sunt fonduri publice și astea. Și aș face apel la memoria noastră, a tuturor, să ne ducem un pic în timp, în anii 2000, pe undeva, când ne pregăteam să aderăm la UE și la NATO, când s-a discutat foarte mult atunci despre necesitatea de a avea în frunte acestor ministere din sistemul de apărare și ordine publică, Ministerul Apărării Internele și celelalte, necesitatea de a avea în frunte civili. E după mulți ani de zile, dacă nu mă înșel, prima dată când nu avem un civil nu am avut un civil în fruntea Ministerului de Interne. Petre Tobăier nu era civil. Nu era civil, pe asta spun. Da. Nu era. Au fost civili în fruntea Ministerului, da. Mai buni, mai puțin buni, dar acum s-a ajuns la o stație în care nu era civil, era din rândurile poliției. Este vorba de a crea o mentalitate și de a crea această nevoie. DIPI este subordonată direct primului ministru, după modificarea făcută în 2012, parcă. Nu știu dacă... A fost, la un moment dat s-a trecut în subordinea primului ministru. Nu știu dacă a revenit înapoi la minister sau nu. Directorul direcției este secretar de stat și numit de premier, da. Dar, și atunci înseamnă că tot în bugetul acestei primului ministru, da, se regăsesc, dar bugetul este, cred că, prin intermediul Ministerului de Interne. Și vorba de asta a fost întrebarea despre cheltuieli. Păi de unde să fie altfel? Acum undeva trebuie să fie și direcție. E o direcție din minister. Este, da, dar este direct, în subordinea directă a primului ministru. Da, că este bugetată, este bugetată prin minister. Dar bugetul este acolo. Păi acolo, dar la asta controlul, ne referam. Controlul exercitat de către primul ministru. Ne referam la necesitatea de a fi mai transparentă cheltuiala, de a fi, poate, nu știu, chestii speciale, cum ați spus mai înainte, evident că alea nu o să apară. Bugete destinate operațiunilor speciale de depistare a infracționalității. Dar sunt cheltuieli care trebuie să fie publice și trebuie să le știm și să nu se ajungă la astfel de excese, că par excese. Și acum au fost și altele mai demult. Da, dar au fost scoase la suprafață, da. Foarte interesant. Știți cum e? Da. Sunt? Cel puțin în sistemul de apărare, era clar că și în administrație și interne, se fac unele evaluări la 6 luni, un an, psihologice, știți? Și probabil psihologii de la DIPI au constatat că cei care lucrează acolo nu s-au bucurat de aceste jucării în copilărie. Și au zis, domnule, de să-i aducem la... Poate să fie și asta un caz. Și uite, domnule, că chiar stau în picioare achizițiile. Dar nu, este o glumă. Este clar, foarte mult șef de instituții de-a lungul oricărei guvernări, putem să spunem, și-au bătut joc de banul public, au făcut risipă. Și nu se va încheia risipa. Totdeauna vor veni oportuniști care... și vor prezenta bine marfa, vor ști să bată la uși, vor face lobby în stânga, în dreapta, la formațiune politică, la lider, la șef de instituții, ministere, și vor lua bani în detrimentul celui care are nevoie să-și facă un sediu, de ce discutam noi, și ăla va fi amânat și amânat, pentru că trebuie să ne cumpărăm jucării, hârtie igienică, să facem terenuri în pantă, câte n-avem noi de făcut. Asta este. Uitați, marții. Da, vă rog, dar hai să vedem dacă domnul fost președinte al UNPR-ului, da? Dacă domnul Oprea avea dreptul, despre asta s-a tot discutat în ultima vreme, avea dreptul sau nu avea dreptul
la însoțitori în momentul în care s-a accidentat mortal polițistul Gigină? Din ceea ce s-a făcut public, se trebuie făcut o distinție între coloana oficială și însoțitori. Sunt hotărâri CSAT care nu s-au dat publicității încă, dar acolo sunt prevăzute niște norme de însoțire a demnitarilor. De exemplu, primul ministru trebuie să fie însoțit de 2-3 lucrători de la SPP care îi asigură protecția. Da? Aia cu ce merg? Haideți să vedem. Bun. Vicepremierul, la fel, trebuie să fie însoțit de 2 sau poate 3 lucrători de la pază și protecție. Cu ce merg aia? Și atunci, cu motocicletă, și atunci cu era un dispozitiv de însoțire, da, pe care l-au uzitat toți. Nu că îl scuz eu pe domnul Oprea, că dânsul e major, știe ce a făcut, dacă a încălcat legea va răspunde, dacă n-a încălcat-o nu va răspunde, dar asta vor hotărâ instanțele de judecată. Sunt și foarte multe exagerări. S-a spus că vine de la masă să meargă la parc. S-a demonstrat că de fapt mergea de la, nu știu, de la minister la SRI. Că nu, acum, de la SRI la minister. De la... Nu are importanță. Ultima variantă că mergea de la SRI acasă. Dar chestiunea după aia vine și întreabă, dar ce căuta la SRI? Păi, cum adică? Nu are voie să meargă la SRI? Vicepremierul care răspunde de siguranță națională? Deci nu are voie să meargă. Atunci cine are voie să meargă? Deci astea sunt discuții, eu spun că se vor lămuri în timp, în după ce organele de anchetă și justiția își va spune cuvântul, se vor lămuri. Acum, bineînțeles că nici eu nu sunt de părerea ca demnitarii să alerge toată ziua prin țară, însoțiți și așa mai departe, să creeze agitație și așa în țara noastră se circulă destul de greu. Dar au fost niște cutume, au fost tot felul de, probabil, de idei care s-au dus în continuare și atunci, întâmplându-se evenimentul ăla nefericit, acum toată lumea și-a restrâns activitatea, deplasările și le-au restrâns, deplasările însoțite. Vedem că domnul Cioloș s-a dus la clasa economică cu avionul până la Bruxelles, sau unde a fost ultima dată. Da. N-a avut nevoie de însoțitor de nu știu cât, n-a avut nevoie de avion destinat anume delegației guvernamentale, se poate și așa. Și exemple mai sunt în toată lumea asta. Domnul Iohannis are nevoie în continuare de însoțitor, de avion destinat președintelui. Bine, deci nu este o problemă, dar depinde la ce costuri, depinde cât de des utilizează dispozitivele de însoțire, fiindcă am văzut că în ultima vreme și dânsul și-a restrâns deplasările cu dispozitive de însoțire, fiindcă reacția populației din București a fost destul de virulentă la adresa celor care merg însoțiți. Sigur, o să vedem un demnitar cum trece podul din Satu Mare, de pildă. Podul care e. Dar să știți că în București, în acești ultimi ani în care am fost în Parlament și evident că am circulat mult în traficul din București și am văzut cum se deplasează demnitarii aceștia, miniștri sau primul ministru sau președintele, se observă foarte simplu două coloane puțin mai mari întotdeauna când traversează dintr-o parte în alta municipiului București președintele țării sau premierul, o coloană mai mică, cu însoțitor, cu așa, dar miniștrii, cam întotdeauna și am văzut cam mulți miniștri se deplasează cu o mașină, rar o mașină de însoțire, rar o mașină de însoțire. Cu alte cuvinte, nu găsesc că acea coloană de însoțire cu motocicliști a fost potrivită, indiferent ce funcție mare ai, că mergi la serii sau mergi nu știu unde, nu te ia nimeni la atacuri în București, nu se întâmplă nimic. Poți să mergi, chiar te deplasezi mai ușor dacă mergi cu o mașină, decât să ai însoțitori. Eu zic că mai ușor te deplasezi cu metrou. Deci dacă vrei să mergi în București rapid, dintr-un loc în altul unde ai linie de metrou, mai repede eu mergi. Eu mă deplasez cu metrou în București de multe ori. Și chiar este facil și este rapid. Să știi. Eu când am lucrat în București, mi-am găsit o chirie în apropiere de locul de muncă și făceam 5 minute pe jos. Motocicliștii întotdeauna au fost folosiți la momente de paradă sau la coloane oficiale cu demnitari străini și alte chestiuni mai deosebite, dar nu neapărat la deplasarea unor miniștri în funcție în stânga-dreapta.
foarte ușor s-au depăsat cu o mașină sau altă. De-aia spun, a fost o chestiune exagerată și din păcate a costat și viața. Exagerată din partea ministrului. Da, da, din partea ministrului. Acum dispozitivul nu îl hotărăște neapărat ministrul. Asta are un șef de dispozitiv, care hotărăște. Dispozitivul, dacă îi spunea premierului, du-te cu avion special și asculta, se ducea, nu mergea cu avion de linie la München acum, apropo de premier, dacă asculta de dispozitiv, dar și demnitarul are un cuvânt de spus în ceea ce face, că nu e de-aia acolo. Sigur că, pe de altă parte, nu putea el să știe, să nu știu dacă în acel moment vicepremierul Oprea știa că motociclistul a picat și că e într-o stare foarte gravă. Aia e clar că nu a aflat. A aflat ulterior. În momentul în care s-a întâmplat, n-avea acum. După vreo oră și ceva a aflat. Altfel se oprea acolo, fiindcă domnul Oprea tot timpul a fost uman. Cine spune că nu a fost uman, greșește profund. Și pe de altă parte, se vede că pe direcțiile pe care a acționat în Ministerul de Interne, cât a fost ministru, a asigurat toate drepturile polițiștilor și a celorlalte structuri din subordine la zi. A început să plătească orele suplimentare, ceea ce nu se făcea înainte. Deci le-a dat drepturile conform statutului polițistului, conform drepturilor prevăzute în legile de salarizare, de pensii și toate celelalte. Dar vedeți că abia acum a apărut legea. Legea care, mă rog, cu... despre care discutam înainte de emisiune. Cu uzul de armă? Cu uzul de armă, da. Bine, deci asta este important să o cunoască și populația. De ce? Până acum, polițistul, dacă folosea arma din dotare sau alt membru al forțelor de ordine, după ce o folosea, trebuia să dea explicații o grămadă de timp, indiferent că era în drept să o folosească sau că era mai puțin în drept să o folosească, el tot era cercetat pentru că a utilizat-o. Acum, după modificarea legii uzului de armă, poate să folosească arma fără să mai trebuiască să dea explicații pentru ce a utilizat-o, dacă el a folosit-o legal. Deci trebuie să facă în continuare somațiile legale și trebuie să o utilizeze numai atunci când este pusă viața în pericol polițistului sau a celor din jur. De exemplu, polițistul care a murit călcat cu mașina de arabul ăla acum un an și ceva, dacă era convins că în urma folosirii armamentului din dotare nu era întrebat 5 ani de zile că de ce l-a folosit, atunci el scotea pistolul și trăgea în mașină. Nu o să-l omoare pe inconștientul ăla. Da, trăgea în cauciucuri, trăgea să oprească mașina. Și era altceva. Dar așa i-a fost frică să utilizeze armamentul. Și sunt situații și în județul Satu Mare, da, sigur, situații... mi-amintesc de Vaneșul alte... sau polițistul de frontieră în urmă cu 10 ani s-a întâmplat, care a fost călcat punctul de trecere a frontierei. Mașina, exact. Bun, dar după modificarea asta, cel care face parte din forțele de ordine, poliții, jandarmi, militari, eu știu care o fi, de la intervenții speciale SRI sau unde, în situația în care are dreptul să folosească arma, că e prevăzută de lege, nu poate să folosească el arma oricând să tragă pe stradă, că așa vrea el. Deci când este pusă în pericol viața lui sau a celor pe care are misiunea să-i apere. Bun, deci... poate să folosească arma fără să mai dea explicații la procuror și la judecătorie timp adică de 5-6 ani. Se reduce hârțogăria în privința acestui... Este exonerat acestui... de răspundere penală da. Dacă a respectat legea. Înainte nu era. Înainte era pus cercetat pentru ucidere din culpă, pentru tot felul. De exemplu, a fost cazul de la Gherța Mică, cu vreo 15-19 ani, când a fost un individ foarte violent, care a fost urmărit de către polițiștii din localitate, și unul dintre ei a folosit arma. Acel individ s-a plecat când s-a tras asupra lui și a fost lovit în abdomen. Nu știu dacă a murit, nu mai rețin exact, dar acel polițist a fost 10 ani cercetat. Și până la urmă a fost achitat. Ei, nu va mai fi chestiunea asta. Așa că celor care sunt violenți cu forțele de ordine, aviz. Pot folosi arma fără să le fie frică că vor da cu subsemnatul 5-10 ani de zile. Da. Nu ați fost în armată? Ați fost în situația de a folosi armă? Nu. Aș vrea un pic să termin vis-a-vis de
polițistul Gigină. Vedeți, foarte mulți demnitari, în momentul când accept pe anumite funcții, schimbă felul de a fi, atitudinea față de cetățeni. Din păcate, ne tragem și regretăm sau luăm niște măsuri, în general societatea românească, în momentul când se întâmplă ceva, când avem o reacție dură. Păcat că un om a murit și în condiții în care se putea evita. Uz, dar nu abuz. Eu cred că domnul prea clar că a abuzat de această colană, din păcate. Nu zic că momentul în care, că de fapt acolo a fost mai un cumul de multe nereguli. Șeful instituției care punea la dispoziție coloana oficială trebuia să se spune, domnule ministru, cu respect, dar domnul Oprea era un tip așa mai, nu prea vrea nimic curajul să-i sufle în ciorbă. Nu, n-ar fi momentul acum, încercați să evităm aceste lucruri. Cei care au săpat groapa și nu și-au luat toate mijloacele de a fi foarte vizibilă ceea ce se lucra acolo. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum, poate un demnitar ar avea nevoie de o coloană oficială mai amplă și mai performantă, dar începem să suflăm și în ciorbă dacă facem această acțiune sau nu facem această acțiune. De aici pleacă lucrurile. Într-adevăr, ce spunea și domnul Opriș, era greu, foarte greu să faci uz de armă, deși erai foarte îndreptățit, iar cel asupra căruia trebuia să faci uz de armă, deci era ultima soluție pe care puteai să o adopți. Dar datorită faptului că erai pregătit și cunoșteai foarte bine legea și ceea ce poate să se întâmple după aia și depinde cum ieșea, vorba aia poate să moară, deși clar îi trăgea la picioare în prima fază, dar se mișca, cădea, mai știu ce, sau din senin, mai ales în localități unde erau și cetățeni. Bun, această lege trebuie până la urmă să fie foarte, foarte bine cunoscută și opinia publică să o cunoască și în special infractorii să știți că o cunosc. Și clar, mulți infractori nu vor avea reacția care au avut-o înainte asupra celui care este îndreptățit să folosească... Sprovului de ordine, la urmă, când știe, dar datorită faptului că știa că acea persoană, acel funcționar, acel polițist sau militar are o anumită reticență, că până la urmă reticență datorită legii nepermisive sau foarte încurcate, abuza. Și atunci ori fugea, ori nu se supunea somaților și se întâmplau fel de lucruri. Eu acum, clar că schimbându-se regula, probabil vor fi mai vigilenți, probabil își vor da seama că nu-i de glumit și până la urmă așa trebuie să fie, domnule, unde lege nu-i tocmeală. Da, aveți multe lucruri și din păcate mulți, cel puțin polițiști, au murit la datorie. Iar dacă puteau face uz de armă și o făceau, și apăra viața personală sau a celor cu care infractorul intra în contact, se evitau aceste lucruri. După ce a murit omul nevinovat, ăla îl băgăm la pușcărie. Eu cred că un demnitar al acestei țări care este cinstit și onest cu sine însuși, cu mandatul pe care l-a primit acolo în funcția aia, nu are nevoie de mari coloane de însoțire și de tot felul de măsuri de protecție. Sunt destui miniștri sau prim-miniștri care... Nu avea nevoie de protecție, ci de un drum mai rapid. Se poate circula cu o mașină, repet, în București, destul de rapid. Eu cred că domnul Oprea regret. Sunt oameni care... Relativ rapid. Dar sunt oameni că și nu cred că erau mari urgențe seara, sau nu mai știu ce oră era la ora aia, dar nu cred că erau mari urgențe. Păi... Până la urmă, datorită acestui, m-a plătit chiar cu funcția și din punct de vedere politic. Dar dacă ești corect în funcție, n-ai nevoie de mari coloane de însoțire, poți să te deplasezi. Am văzut miniștri și cu bicicleta deplasându-se la serviciu. Sau chiar prim-miniștri. Și în România am văzut. Este vorba de caracter. Mai mult în alte țări, evident, dar mai puțin în România. Accede-te în funcție, crede că multe lucruri sunt și oameni normali și poate asta este anii ăștia pe care traversăm acum, poate ne dau de gândit că ar trebui să promovăm oameni mai normali. Haideți să ne întoarcem funcție puțin și despre și în situația din PNL, din PNL-PDL, PNL-PDL, așa. De este ce? Numai pentru PNL că, acum. Nu, nu e chiar așa. Uitați, domnul Vasile Blaga, copreședintele PNL, spune că vechii liberali și foștii pedeliști își fac zile fripte între ei, da? Știți bine, bine zis, foști. Uneori ne mai facem și noi zile fripte unii la alții.
foarte mulți își dau unii altora la joale, pe surse, că de ce e mai bun unul decât altul și de unde provine, din ce zonă vine unul și vine altul. Spune domnul Vasile Blaga, da? Și dacă vă veți înțelege așa cum se înțelege el cu Alina Gorghiu, să știți că acest partid va câștiga PNL-ul. Bun, dar se pare că nu e totul roz în PNL. Nu, dar asta este o declarație generală și asta da. Se întâmplă și am mai spus la începutul emisiunii, se întâmplă și se vor mai întâmpla declarații de genul acesta în toată această toamnă lungă care duce spre 11 decembrie, data alegerilor parlamentare. Sigur că în fiecare partid este o competiție internă pentru accederea pe pozițiile eligibile pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Peste tot. Nu contează că provin din... Păi, nu o să fie nici la dânsii în partid foștii PMP-iști, foștii UNEP-iști, cum concurează. Sunt membri ai unui partid. La noi sunt toți membrii PNL ai Partidului Național Liberal, sunt liberali și vor concura înăuntru în cadrul partidului pe baza unor criterii pentru a accede pe aceste funcții. Este o declarație, cum să zic, mai plastic, așa mai... de voie bună, nu știu, această declarație. La întâlnirea tinerilor. La întâlnirea de la Eforie, da, Eforie Nord, întâlnirea de astăzi a tineretului liberal, de fapt ieri a început. Dar competiția internă există peste tot și nici nu este rea competiția internă. Este bună că scoate la iveală cei mai buni, candidații care sunt cei mai buni, să reprezinte partidul în fruntea listelor din fiecare județ. Că, după cum știți, anul ăsta mergem pe liste, datorită modificărilor legislative de anul trecut, și că partidele își vor depune liste de candidați, nu candidați pe colegii uninominale, cum a fost până în 2012. Anul ăsta pe liste. Așa că de aici provine această chestiune internă, dar, repet, este specifică fiecărui partid politic de a-ți aduce la suprață candidații cei mai buni să te reprezinte. Cum sunt înțelegerile între UNPR și PMP, domnul Opris? Dacă ați observat și la nivel național și local, nu avem probleme. Cine nu a vrut să rămână în noua structură, a plecat de bunăvoie. Nu a început să declare în toate direcțiile. Au fost câteva plecări imediat după fuziune, în maxim, cred că 2 săptămâni au trecut. A spus, domnule, noi nu ne regăsim aici, am plecat. Ok, și în rest mergem înainte. Deci fuziunea s-a finalizat la sfârșitul lunii iulie, în toată țara. La nivel local, noi am finalizat-o în august, până în 25, parcă, fiindcă a fost o întârziere cu desemnarea președintelui județean și atunci s-a întârziat și cu fuziunea organelor de conducere. Acum lucrăm pe localități, mai avem câteva, cam 20%, unde facem cuplajul între cele două organizații, fiindcă s-a mers de sus în jos, asta e, așa s-a făcut și fuziunea la nivel național prima dată și după aia, bine, pe Congres Național a PMP și Conferința Națională UNEPR s-a hotărât fuziunea și acum trebuie să mergem până jos, să fie toată lumea în aceeași barcă, și ne pregătim pentru candidaturi la parlamentare. Da, și se pare că UNEPR-ul, sau nu, PMP-ul se apropie de PSD pentru că, uitați, o declarație recentă al doamnei Udrea, da, care spune că intervine, practic, în scandalul între Ponta Ghiță și Tony Blair și spune că nu crede, deci ia apărarea lui Ponta, nu crede că Ponta ar fi luat bani de la Sebastian Ghiță, 220.000 de euro, pentru ca Ponta să-l pună pe Ghiță pe un loc eligibil. Dar doamna Udrea nu face parte din PMP. Dânsa și-a dat demisia de mult, este independent, nici nu am văzut-o niciodată la grupul parlamentar progresist, la nicio ședință, nicăieri. Așa că ce spune dânsa sunt opinii strict personale, nu au nicio legătură cu Partidul Mișcarea Populară. Că îl apără acum pe domnul Ponta este problema dânsei, nu e problema partidului din care fac parte. Și PMP înspre ce direcție s-ar îndrepta? Înspre PNL sau înspre PSD? PMP-ul este un partid de centru-dreapta. E normal că orientarea ar fi mai mult de dreapta, mai ales că face parte și din Partidul Popular European, familie în care este inclusă și PNL-ul din România, că nu face parte din Alianța Liberal-Democrată Europeană, nu? Cine?
PNL-ul. PNL. E membru al Partidului Popular European. European. Da, da, da. Ei, și atunci sigur că natural ar fi spre dreapta, dar noi nu reprezentăm neapărat interesele noastre ca să spunem că mergem spre dreapta sau spre stânga eșichierului politic. Noi reprezentăm interesele alegătorilor și dacă ajungem acolo, conform programului care o să-l facem public undeva în noiembrie, vom, la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, pe direcția aia vom merge, să realizăm ceea ce am, propus în programul de guvernare și, vom prezenta în campania electorală. Da, domnul Horvat, cum vede un om din exterior frământările dintre frământările din partide? Înainte de a vedea, tare curios să văd cum văd întâlnirea sau alianța între domnul Băsescu și domnul Blag, acolo va fi foarte interesant. Da, mai bine, întreați pe domnul Horvat cum sunt frământările din PSD, să ne spună da, și de vă alea. Spun, de, vă spun, sunt frământări. Da, există competiție și la noi în partid. S-a depus o listă de candidați, intențiile, sunt 12 intenții. Se va face analiză, se vor adopta în funcție de criteriile la care am apelat și la legile locale și un lucru este cert, Comitetul Executiv a decis foarte, foarte clar, 70% din numărul celor de pe listă eligibil vor fi femei și tineri. Deci, mai mult de atât, ce putem zice? 70% vor fi din ce e eligibil, femei și tineri? Adică din locul întâi, 70%. Deci este un lucru foarte, foarte important. Păi, cel mai bun exemplu din cei 28 de președinți de Consiliu Județean, undeva 22 sunt oameni care niciodată nu au mai fost la vârful conducerii județului. Deci există deschidere totală către... Și iar parte din colegii pe care îi cunoște și s-au exprimat dorința și la nivel de județul Satu Mare, chiar sunt tineri și oameni de mare perspectivă și oameni ambițioși. Dar care... Ce înseamnă 70% femei și tineri? Câți femei? Câte femei? Sau care n-au mai fost, un tânăr este la 35 de ani. Bine. Poate până, eu zic că până la 45 de ani eu sunt și acum tânăr. Chiar dacă am vor fi oameni. Altceva să întrebați. Din cele 5 locuri de deputat și 2 de senator, câte țintiți? Și alea le luați elegibile și de acolo luați 70%. Cam greu. Cam greu. O să luăm 2 de deputați și 1 de senator, domnul Nicolae. Cam greu. Noi asta ne-am propus și asta vom și realiza. Orice lucru e greu. Important este să spun. Înseamnă 3 locuri. Înseamnă că trebuie să fie un tânăr, o fată. Femeie și unul cu experiență. Ați văzut. Așa, exact așa să fie. Eu cred că asta va fi lista care va fi adoptată și votată în Comitetul Executiv Județean. Dar femeia trebuie să fie tânără sau poate fi... Tânără și efervescentă. Că a zis femeie, știi? A spus tânăr, tânără și femeie. Poate vom avea 2 femei, de ce nu? Pentru că fiecare partid, nu cred că nu este partid care să nu aibă doamne care să poată face performanță și de ce să nu o spunem și să recunoaștem că fiecare suntem soți. Eu, cel puțin din punctul meu de vedere, am avut de-a face cu multe doamne și sunt mult mai serioase, sunt mai concentrate asupra lucrurilor, fac lucrurile mai bine, sunt mai de cuvânt ca și noi bărbați. De ce să nu recunoaștem? Este meritul lor. Nu includeți și... pe toată lumea în categoria nu, care, am, pe nu, care vorbesc de mine. Este părerea mea personală. Eu și foarte multe colegi de partid ne-au demonstrat, inclusiv datorită faptului că noi chiar la conducerea partidului avem o doamnă și la conducerea organizației județene de tineret avem o domnișoară. De ce să nu? Și le promovați pentru candidaturile la parlamentare? De ce nu? Doamne? De ce nu? Am înțeles. Bun. Dacă dânșele își doresc, că până la urmă e important să-ți dorești. Bine, atunci care e relația e bine cu că ați contrazis-o pe doamna președintea dumneavoastră în momentul ăsta. E foarte bine. Ați zis să candideze. Cu ce să contrazic? Păi dânsa a zis că nu candidează. Bine, în anumite etape pot să revii. Într-un acum fel discuții da, sigur, acum care n-au sens. Ne-a spus o premieră, domnul Horvat. La dumneavoastră în partid se dictează de sus în jos. Ai zis că sunt doi tineri. Știți că e armată acolo și cum vine domnul Blaga și vă dictează. Așa se face acolo. Păi mai tare decât domnul Blaga, nu știu cine poate dicta. Nu e vorba de domnul Blaga, e vorba de filozofia liberală și de competiția internă, așa cum a spus. Deci, în PNL, care e relația cu doamnele? Bună. Sunt active, sunt ok. Sunt
se înscriu în competiția internă, sunt înscrise în competiția internă. Două doamne, care e relația cu doamna? Bună, acum am răspuns, bună. Da. Se înscriu în competiția internă, vom analiza chestiunile astea și o să scoatem la înaintare ce considerăm noi că e cel mai bun pentru a ne reprezenta în fața cetățenilor sătmăreni. S-au depus deja, exact, deci domnul Horvat spune că sunt 12 candidați. La 12 intenții. 12 intenții, mă rog, 12 intenții. La PNL sunt... Da, și la PNL sunt mai multe intenții, 8 sau 9 s-au depus și se mai depun încă în cursul lunii septembrie, ținem deschisă lista. Pe final de lună va trebui să închidem lista de candidați și să luăm o decizie la nivel de județ care va fi comunicată centrului. De fapt, procedura asta privește toate organizațiile județene de la noi. Nu ia centru decizia? Nu, din tâi aici și după aia acolo. Nu, păi... Se fac... Nu se poate. Păi, democrația de ce? Noi. Dai democrația, asta îi spunea domnul Normal. Deputat, că e dictator în PSD. Nu. Domnul Dragnea a fost primul care a spus nici un județ nu va avea candidat important. Adică să ne trimită rușuri în altă parte. Deci fiecare județ își va avea, își va alege reprezentanții deci... care... Trebuie să fie din județul da. Satu Mare. Deci va, să vor fie, fi să aibă domiciliu în exact, județul, Satu, în județul Mare. Satu Mare. Exact. Deci nu vor veni cum... Sau mai și la noi, și la PSD, și la PNL. Trebuie să recunoaștem. Au fost anumiți candidați care au fost și-au luat mandat și după aia la revedere nu ne-am mai văzut. Inclusiv noi suntem stampățitul, nu? Și noi am avut un PSD de o lună de zile, după care am luat domnul Silani, nu? Care până la mai avut un senator. E, e corect la undeva, e bine să ai... Mare, nu-i nicio problemă e bine să ai de-ai locul sătmăreni în funcțiile astea, pentru că... Nu, senator care a părăsit asta. Deputat senator, pentru că ei cunosc realitățile și sunt atașați și sufletește față de județ. Da, și față și de electorat. Față de electorat și e altceva când... Da, știu. Știu ce înseamnă chestia asta. Bun, hai să vedem Victor Ponta, de pildă. Victor Ponta are... El cere să nu mai fie acuzat, să-i se retragă acuzațiile, să nu fie să fie control judiciar. Să nu fie da, asta era problema. Da. Aici e problema. Are dreptate sau nu are dreptate? Dați dreptate domnului Ponta. Deci dacă este vinovat, cu certitudine organele în drept vor face cercetările care se cuvin, au dânsi toate metode și justiția își va spune toate. Dar să mergem la modul de a face campanie, cum s-a făcut campanie în România? Credeți că a venit Ghiță să-i dea 220 de mii de lei? Probabil i-a propus, domnule, pentru imagine, pentru a câștiga alegerile, pentru a avea o cotă de încredere mai mare vis-a-vis de alegători, uite, eu propun să-l aducem pe Tony Blair în România. Se ocupă Horva de toate demersurile care se facă. Probabil acea persoană, Tony Blair, a avut și el un comision, dar nu, clar că nu, cred că l-a negociat Tony Blair prin diferiți intermediari. Deci cam așa cred că au funcționat. Nu. Deci Tony Blair recunoaște că a luat bani și că i-a donat. Exact. Deci are niște sume. Bun, el, până la urmă, lucru... El are niște tarife pentru... Exact. Dar... De aici ne merge că i-a dat Ghiță banii de a-l pune pe un loc eligibil. Păi, în primul rând, nu putea să-l pună pe un loc eligibil pentru că erau mari necunoscute, erau alegeri pe colegii. Și, cum și domnul deputat a câștigat un mandat de deputat, nu știa că dacă candidez în colegiu 5 de pe Prahova, acel colegiu va fi câștigător. Putea prin diferit prin ce dă de calculatorul, să fie colegiul 3 cu un număr mai mic de voturi să ia mandat, cum s-a întâmplat și în județul Satu Mare, doamna Andreea Paul cu un număr mai mic de voturi a luat mandat în locul 3 a fost. Exact, în fața pe locul 3. În fața pe 2 a fost. Domnul Bura a fost primul. Primul, exact. Și a luat mandat. Deci de aici ne merge că i-a dat bani în condițiile în care chiar nu era nevoie, având în vedere cât de mare și de stufos a fost parlamentul. Că a intrat m-abțin. Da. Deci, poate este vinovat, poate nu este vinovat, poate are dreptate, dar acum chiar în prag de alegeri să vii să se pare un pic tras de păr. Adică dumneavoastră nu credeți că în PSD se vehiculau sumele astea de bani pentru un loc eligibil? Nu cred.
Acum, chiar pentru una umblă, nu se vehiculează, chiar, nu se dau sume de bani. Deci vin anumite sprijini, anumite ajutoare, tocmai ceea ce s-o legiferați și mă bucur că alegerile odată cu alegerile locale și nu cred că nici PNL-ul sau PMP-ul nu se bucură de acest lucru, transparentizarea banilor și sumele de bani să fie foarte, foarte de bine scoase la modificările legislative în vială, să nu mai vină acel lucru, că dacă legea nu era, era legea când zice că au primit Ponta 220.000 de euro. Domne, venea Ghiță, îi dona la partid că ai voie, scriai donație, îi lua Tony Blair, exact cum o procedată recunoscut, că o lua banii. Eu avea el tarifele lui, până la urmă toate lucrurile sunt legale. Deci cu cât vom fi mai, vom intra în substrat și vom fi din punct de vedere legal cu absolut toate lucrurile, va fi mai bine pentru noi. Exact, și să revenim și la numirea directorului de institut. Hai să o facem legal, că oricum o facem, dar măcar mai scapă niște oameni ca să nu dea cu subsemnatul și lăsăm justiția asta să ocupe și de, sau procurorul să mai ocupe și de alte lucruri foarte serioase, de acolo de unde se sustrag banii. Acolo trebuie să lucrăm. Da, dar numai că acum dacă ne întoarcem iar la numirile politice, vedeți. Că și numirile astea politice... Tocmai de aceea bine că am schimbat legea anul trecut și am transparentizat cheltuielile pentru campaniile electorale. Și eu sunt de acord, am fost de acord și foarte, foarte bine. S-au pus baremurile alea, banii se rambursează din partea statului român, la parlamentare va fi la fel. Legal. Ăsta e plafonul, la revedere. Dar revenind la domnul Ponta, discuția era de ce acum? Păi... Dacă era după alegeri, de ce atunci? Dacă era înainte de locale, de ce atunci? Păi e momentul în care s-a declanșat o anumită acțiune. Așa că să nu judecăm că de ce acum sau de ce mai încolo. Păi poate că era noiembrie și atunci era și mai mare scandalul. Acum, confirmarea măsurii luată de procuror, că asta este la dispoziția procurorului, punerea sub control judiciar, da. A depus plângere la înalta curte... Nu s-a pronunțat din câte știu, sau cel puțin până la ora 20 nu se pronunțase asupra menținerii măsurii sau înlăturării ei. Da. Deci își dă opinia finală, o are magistratul. Sigur că... Și atunci, judecătorul, nu magistratul, că și procurorul este magistrat. Judecătorul care este îndreptățit să confirme sau să infirme măsura. Și atunci când ieși deja în fața judecătorului, nu mai poți să spui că, domne, nu e chiar nimic. Se întâmplă și erori judiciare, dar când o măsură este confirmată de un judecător, o măsură preventivă, înseamnă că totuși este temei legal pentru luarea acelei măsuri. Sigur că miza este ca Victor Ponta să candideze sau să nu candideze. Bine, la alegerile parlamentare. Justiția nu are treabă că va candida sau nu va candida Ponta. Dar PSD-ul poate să schimbe regula. Dom'le, și dacă e sub control judiciar, până nu-i condamnat, îl lăsăm să candideze. Dar se pare că vor schimba regula, fiindcă era o discuție fericită astăzi, parcă, și domnul Ponta nu mai insistă atâta pe Partidul România Unită, care a început să se desumple din declarații. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor. Rămâne de văzut, vom vedea. Domnilor, vă mulțumesc că ați fost în această emisiune. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.